Campania a pornit de la o postare făcută pe o rețea de socializare pe 25 martie de Cristina Iacob. Aceasta se referea la o amplă acțiune de reîmpădurire care avusese loc în Transilvania. Cristina lansase odată cu articolul întrebarea „Ce ziceți? Încercăm și noi o împădurire?” la care, în mod neașteptat, au răspuns prompt foarte multe persoane. Primii au fost Nicoleta Loghin și Asociația Ghizilor din Bucovina, care au luat legătura cu Ocolul Silvic Pojoruta, propunând asocierea în această acțiune. Răspunsul a fost pozitiv, mai ales că nu a fost prima acțiune de acest gen. Anul trecut au inițiat un proiect identic în aceeași zonă. Faptul că numai în 10 zile la invitație a răspuns un număr atât de mare de voluntari întărește convingerea că mai există o speranță pentru refacerea pădurilor de altă dată, atât în zona Bucovinei, cât și în restul țării. Pentru mine este prima de genul acesta. Au mai fost oameni și anul trecut. Campania a fost mai puțin amplă, dar s-a reușit pe o suprafață destul de mare reîmpădurirea. Anul ăsta însă văd că treaba merge mai bine și avem în plan în septembrie să o facem mult mai organizat. Sperăm atunci să avem mai mulți voluntari, mai mulți oameni dornici să vină să ni se alăture. Acțiunea de voluntariat a antrenat un număr de 64 de participanți. Inițiatorii, Cristina Iacob și Nicoleta Loghin, au fost sprijiniți de Ocolul Silvic Pojoruta, care a pus la dispoziție 5.000 de puieți demolit și larice, dar și uneltele necesare plantării, de Asociația Ghizilor din Bucovina, care a oferit participanților câte un tricou cu sloganul campaniei „Hai la înverzit”, precum și de Asociația Natura Prora Rău. Dacă toți se defrișează atât de mult, ar trebui să și planteze și de fericire, cine a inițiat proiectul acesta, eu cred că o să iasă un succes și vor crește copăcii frumoși, brăduți, puieți. Voluntarii s-au adunat din Gura Humorului, Suceava, Cornul Luncii, Câmpul Lung Moldovenesc, Pojoruta, Fălticeni, dar și din municipiul Botoșani. Printre ei s-au aflat și elevii clasei a 9D de la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului, împreună cu diriginta Loredana Moldovan și profesoara Letiția Ignat. Acțiunea s-a desfășurat pe parcursul a 4 ore. Au fost plantați puieți pe o suprafață totală de aproximativ 4 hectare în zona Rarău, izvorul Jumalău. Țin în mod expres mulțumesc tuturor celor care au organizat această acțiune, celor care participă la această acțiune și de asemenea Ocolului Silvii, care a pus la dispoziție acești puieți și suprafața necesară pentru a desfășura această acțiune. Pentru că pe 6 aprilie se desfășurase la nivel național o acțiune de protest anti-fracking, membrii Asociației Ghizilor din Bucovina, susținuți de voluntari, au transmis în cadrul acestei campanii mesajul lor de luptă împotriva fracturării hidraulice.